Bună seara, stimați telespectatori, sunt Alexandru Ducanu, suntem la Aventuri în jurul lumii și astăzi vom vorbi despre călătorii inițiatice. Pentru că nu-i așa, în căutarea spiritului, în căutarea sinelui, de multe ori trebuie să traversăm pământul în lung și în lat pentru a găsi niște oameni speciali, pentru a găsi niște lucruri cu puteri speciale. Alături de mine, Gabriel Manolache, Life and Spiritual Coach, ne va împărtăși despre călătorile sale inițiatice și în felul ăsta vom descoperi împreună ce înseamnă o călătorie inițiatică și unde se poate face. Bună seara, Gabriel! Bună seara, Alexandru! Bună seara tuturor acelora care ne urmăresc! O călătorie inițiatică se face în interior, către tine însuți. Aceea este cu adevărat o călătorie inițiatică. Dar la început nu știm acest lucru și e nevoie să călătorim adesea în jurul lumii pentru a găsi ajutoare care să ne îndrume, să ne reorienteze către noi înșine. Și când spun ajutoare, mă refer la aceia care în momentul de față mențin torța înțelepciunii aprinse în diferite zone ale lumii, cum ar fi, Tibet sau jungla amazoniană, Egiptul și multe alte locuri. Peru, Mexic, Marele Canyon. Sunt o mulțime de locuri în care maestri și înțelepți ai spiritualității încă inițiază discipoli. Și în România avem locuri inițiatice. Dar hai să începem în jurul lumii. Spune-mi, care e locul care te-a marcat cel mai mult sau care a avut cel mai mare impact asupra ta și care a fost povestea călătoriei tale acolo? Pentru mult timp, un impact semnificativ, de fapt și acum are, a fost prima călătorie în Egipt, pentru că am făcut mai multe. Și pentru mine acea călătorie, mai exact vizita pe platoul Giza, de lângă Cairo, unde se află cele trei mari piramide. Pentru mine, spuneam, această vizită a reprezentat un declanșator al unor căutări interioare pe care până atunci nu le-am avut, deși mai călătorisem puțin. Cum s-a întâmplat să ajungi acolo? A fost o chestiune de conjunctură? A fost o decizie? A fost planificată? A fost spontană? Toate sunt decizii, mai mult sau mai puțin conștiente, dar sunt decizii. Nu m-a târât nimeni, n-am fost luat ostatec în Egipt, ci am cumpărat o călătorie organizată de o agenție de turism care își propusese să ne plimbe prin majoritatea locurilor semnificative pentru istoria Egiptului, unul dintre acestea fiind Marile Piramide. Călătoria fiind una organizată în scopuri turistice, nu era destinată să petreacă foarte mult timp pe acest traseu care vizita siturile arheologice, ci mai degrabă acordam mult timp vizitelor relaxante, de plăcere, de pe malul Mării Roșii. Tocmai de aceea m-am și întors, pentru că se acorda foarte mult, puțin timp acestor vizite care până atunci nu mă interesaseră, dar odată ajuns lângă speță Marea Piramidă a lui Cheops, am zis aici trebuie să revin pentru că timpul nu mi-ajunge și pentru că, și în realitate, stând acolo, chiar am fost absorbit așa de măreția piramidei, încât am uitat de program, am uitat că sunt cu un grup și nu spune că te-au uitat acolo. M-au uitat în preajma Marii Piramide, grupul, da? Chiar s-au întors destul de agitați, pentru că deci Home Alone era făcut la, după tine, de fapt. Nu ieșeau la numărătoare în autocar și s-au întors după o oră și ceva, două. Au căutat cu toții pe acolo prin site. Pur și simplu uitasem de program. Atât de fascinat am fost de ceea ce am văzut. Citisem foarte mult despre piramide, mai ales despre Marea Piramidă și odată ajuns acolo, îmi verificam în minte informațiile pe care le parcursesem anterior
ceea ce m-a făcut să uit cu desăvârșire de existența timpului. Se întâmplă. Se întâmplă în stările în care ne regăsim pe noi înșine, în care suntem aveai deja o practică a meditației? Nu aveam nimic. Eram acolo în scopuri turistice, dar era pe harta agenției de turism de Edifat. Deci a fost o rezonanță undeva la nivel interior, probabil cu niște memorii akașice, așa. Nu știu, n-am cunoștință așa ceva. A fost o oarecare rezonanță, ceva s-a activat, sigur, în conștiința mea, astfel încât am mai revenit de două ori lângă piramide, de data de următoarele două ori, pe cont propriu, astfel încât să pot petrece mai mult timp acolo, fără să mă mai extragă nimeni din lumea în care îmi plăcea atât de mult, în mijlocul acelor vestigii. Plecasem să petrec timp la plaje, la Marea Roșie și să fac scufundări. Dar am revenit doar pentru Marele Piramide și a doua oară și a treia oară. Păi ai făcut scufundări, dar în propriul tău suflet, nu da, Marea Roșie. Pentru mine acea călătorie chiar a reprezentat un declanșator care m-a pus pe o cale a căutării de sine, a introspecției. Și în această căutare am avut nevoie de maestri, de îndrumători, de învățători, de înțelepți, pe care i-am întâlnit pe diverse meridiane ale lumii. Și cu multă compasiune și bunătate m-au îndrumat. Hai să vedem pe ce alte meridiane ai mai fost. A fost iarăși o călătorie foarte importantă pentru călătoria mea spirituală. Vizita în Tibet. În Tibetul autentic, geografic, în Tibetul ocupat în 1959 de chinezi. Că am fost în China. A fost greu să ajungi acolo? Turistic vorbind, adică din perspectiva vizelor și mai departe. Nu știu cum este acum. În urmă cu câțiva ani, când am fost eu, am avut un prieten care s-a ocupat de obținerea acelei vize, pentru că, din câte știam eu atunci, nu se putea obține pe cont propriu, dar era cumva organizator de grupuri, avea ceva cunoștințe la ambasada chineză și prin intermediul lui am obținut acea viză. Deci ai dus tot pe cont propriu? Pentru că dacă mergi în... Da, pe cont propriu. Pentru că dacă mergi cumva singur și vrei să iei viză de Tibet din China, se pare că nu se poate. Trebuie să declar de aici, de la consulat, care-i scopul. Și probabil se obține și acum. Așa am obținut atunci și am ajuns acolo. Iar vizita în Tibet pentru mine a fost într-adevăr răvășitoare. A fost ca o reîntâlnire. Egiptul a fost un declanșator, în timp ce Tibetul o reîntâlnire. Mi-amintesc chiar că în momentul în care am coborât în aeroport pe platoul tibetan în Lhasa, aveam senzația că știu locurile de acolo. Și chiar și o emoție puternică se făcea simțită. Deși era pentru prima dată când veneam. Nu eram legat emoțional de acel loc prin experiențele parcurse în această viață. Nu aveam cum. Dar am fost atras în urma lecturilor și studiilor pe care le făcusem, studii personale pe care le făcusem legate de spiritualitate și aflasem că în acea zonă de-a lungul milenilor s-a acordat multă importanță științei spirituale, să-i spunem așa, căutării spirituale. Ce fel de locuri ai căutat? Am spus deloc întâmplător știință, pentru că e vorba de știința minții. Ok. Ce fel de lucruri ai căutat în Tibet? Ce fel de oameni? Am căutat să văd locurile în care au trăit înaintașii actualului Dalai Lama, chiar și actualul Dalai Lama în prima parte a vieții, și să întâlnesc, dacă se poate, călugări tibetani care să îmi
descrie, potrivit pentru mine și pe înțelesul meu, care ar fi calea pentru a deveni în principal un om mai bun și pentru a face pași către ceea ce se numește eliberarea de suferință și obținerea fericirii autentice. Și am avut bucuria să întâlnesc astfel de călugări, chiar și foști discipoli ai lui Dalai Lama, dacă se poate spune foști, odată ce ai fost discipolul lui Dalai Lama, ești discipolul lui Dalai Lama, care ne-au împărtășit cu generozitate, în cuvinte puține, dar semnificative, adevăruri ale funcționării minții, ale existenței, ale rolului nostru aici, acum. A fost foarte folositoare vizita. După care această vizită, bine, mi-a deschis și foarte multe noi căi de studiu. De fapt, Tibetul m-a întors foarte profund către mine însumi. În timp ce Egiptul, primăreția piramidelor, m-a atras către exterior, către explicații legate de unde venim noi, cine suntem, cum au putut fi construite asemenea monumente megalitice cu metodele și tehnologia de acum niște de acum mii de ani. Deci era totuși o proiecție în exterior. Egiptul m-a atras misterul, m-au atras enigmele, dar era totuși o atracție a minții către exterior, în timp ce în Tibet energia gândurilor, atenția mea au fost întoarse către mine însumi. Pentru că, de fapt, aceasta este căutarea, aceasta este călătoria inițiatică și acesta e rolul ei, să te întâlnești pe tine însuți, să afli cine ești. Și după câteva călătorii de genul acesta, din Tibet am început să înțeleg, după încă două, trei călătorii, că mi-am dat seama că pentru a mă întâlni cu mine nu trebuie, de fapt, să merg nicăieri, pot fi oriunde și aproximativ în orice condiții, atât timp cât sunt asigurate condițiile necesare traiului și nu există nicio amenințare asupra vieții, nu știu, nu dregeri de frig sau nu mor de foame, nu te atacă, știu, hoardele de țânțari sau e nevoie de fiare sălbatice și o hoardă de țânțari te pot și nu te apec mai greu. Da, chiar mai greu. E bine, atât timp cât viața nu este amenințată, te poți întâlni cu tine însuți oriunde, dar pentru o anumită etapă, călătorile și întâlnirile cu oamenii aceștia remarcabili sunt chiar necesare pentru a afla, pentru a înțelege, pentru a accepta și a integra acest lucru și a deprinde o anumită metodă de căutare interioară. Și poate și pentru a face o serie de activări, Gabriel, pentru că noi avem înăuntru nostru toată cunoașterea, dar nu este activă 100%, poate că unele părți din cunoaștere sunt în adormire. Și avem nevoie de un anumit context și de anumite forme de energie care să trezească la viață acea cunoaștere. Așa este, să de ne aceea reamintească. Adevărat. De aceea avem nevoie de adevărați maestri în preajma noastră și cu cât petrecem mai mult timp lângă ei, cu atât mai benefic pentru noi, că într-un fel poate necunoscut nou, activează în câmpul nostru căutarea aceasta interioară. Și cuvântul tău adormire ne amintește de o altă călătorie inițiatică în India, când am participat chiar la începutul acestui an la învățăturile pe care Dalai Lama le-a ținut la Bodh Gaya, locul nașterii, locul iluminării lui Buddha, unde se află copacul lui Buddha, copacul sub care a meditat. Mi-amintesc că în prima zi a învățăturilor, acolo se aflau, nu știu, poate 70-80% călugări și restul mireni, civili, oameni cu viață laică. Ei bine, în prima zi de învățături a apărut Dalai Lama și a făcut
dedicațiile, adus omagile, deci rugăciunile pe care le face înainte de învățături și fiind dimineață, fiind odihniți după un somn, cred eu, bun cu toții, pentru că așteptam învățăturile și nu ne-am ocupat cu altceva, au început învățăturile. Toți eram activi, în stare de veghe, ne simțeam alerți, agili, entuziaști că putem participa la asemenea învățături și când Dalai Lama a început să vorbească, după 5-10 minute în care îl priveam fascinat, mi-am dorit foarte mult să fiu acolo și să fiu prezent, nu priveam în altă parte decât la el și ascultam cu atenție ce spune, dar am remarcat în câmpul vizual periferic faptul că ceva se schimbase și mi-am îndreptat privirea către dreapta, am remarcat că peste jumătate, 50, 60, 70, spre 80% din oameni erau fie întinși pe jos, fie se clătinau într-un mod nefiresc, așa cam ca în autobuz când îți e somn sau în tren. Am rămas puțin uimit de peisaj, m-am uitat către stânga, același lucru, peisajul era o replică, m-am uitat și în spate, de avalma călugări și laici și sentisesele care mai pe unde să se odihnească, pentru că toți au fost turopiți de somn. În primele 10 minute când au început învățăturile, undeva la în jur de 70-75% din participanți au fost cotropiți de o irezistibilă stare de somn. Chiar remarcasem și în jurul meu că oamenii pur și simplu nu-și mai puteau ține capul drept, nu mai puteau fi vigilenți deloc. Au intrat din starea de veche în starea de somn destul de repede. Apropo de activarea câmpurilor în prezența unui maestru, a unui învățător, a unui bodhisattva, așa cum este cum Dalai Lama. Cum interpretezi această stare? Pentru că poate fi privită din mai multe perspective. Cum ai simțit-o tu acolo? Întotdeauna interacțiunea cu câmpul unui învățător care a parcurs treptele sau o mare parte, poate chiar pe toate, din treptele către iluminare, câmpul nostru, fiind pe o vibrație cumva diferită, interferează cu acesta și informația, câmpul este de fapt informațional, informația din câmpul învățătorului intră în câmpul tău și câmpul tău, ca să facă față avalanșei de informație diferită de cea cu care este el obișnuit, îți trece cumva mintea într-o stare receptivă, pentru că noi în starea de veghe avem anumite bariere ale conștientului, ne apărăm cumva inconștient de ceea ce este în jurul nostru, suntem vigilenți, suntem atenți, dar când dormim, suntem mai deschiși, suntem mai receptivi, barierele conștientului cad. Se pare că în prezența unor asemenea maestri, când nu suntem pregătiți pentru, cu desăvârșire pregătiți pentru interacțiunea câmpurilor, starea de veghe cedează în fața somnului, astfel încât câmpul să se deschidă în fața semnalelor benefice, eliberatoare, vindecătoare, purificatoare ale maestrului. De aceea apare toropeala și irezistibilă stare de somn. Pur și simplu nu-ți poți ține capul în postura firească stării de veghe. Și chiar și călugări, mulți călugări erau în această ipostază. Faptul că sunt călugări nu înseamnă neapărat că sunt foarte evoluați, ci pur și simplu că s-au înscris pe calea monastică a căutării de sine. Și fiecare e pe treapta pe care... Fiecare pe nivelul său de căutare și de progres spiritual. Compar chestia asta cu a urca la o altitudine foarte înaltă, unde este un aer foarte rarefiat și un oxigen foarte pur, pe care poate că nu poți să-l duci. Organismul nu e pregătit și atunci poate că intri într-o stare de somnolență sau, mă rog, să zicem, de lentoare pentru a te adapta la acest lucru. Da, este o comparație bună, cumva, care ne face să înțelegem ce se întâmplă la nivel mental prin compararea cu o situație de la nivel fizic. Da, e puțin diferit. Am urcat și la 5.000 de metri, 5.500 de metri altitudine în Tibet, la un lac sacru, care e undeva la 5.300 și ceva de metri, în Himalaya. Și, într-adevăr, se face simțită altitudinea în ceea ce privește lipsa de oxigen, oarecare lipsa de oxigen. Mișcările devin, și dacă nu devin, ești forțat să le faci mai lente, mișcările devin mai lente.
În schimb, mintea nu e chiar atât de toropită de somn ca în prezența unui maestru care transmite. E mai degrabă o stare de liniște. Mi-aduc aminte că acolo, pe malul lacului sacru din Himalaya, am simțit una dintre cele mai profunde stări de liniște. Chiar dacă oxigenul era relativ puțin și te obliga într-un fel să te miști într-un ritm liniștit, în cetișor, starea mentală era una de atenție foarte clară. Atenția era foarte, foarte limpede, foarte clară și puteai percepe în interiorul tău lucruri pe care al minteri nu erai capabil să le observi. Deci mediul în care ne aflăm, iată prezența unui mare maestru sau prezența unui cadru natural favorabil, toate aceste interferențe cu un om sau cu un mediu natural adecvat ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine, cumva ne forțează, dar nu mai mult decât suntem noi pregătiți, pentru că poți merge acolo și pur și simplu să dormi, să nu obții mare lucru, sau poți să mergi pe malul lacului sacru și de asemenea să folosești un telefon sau orice alt device sau să te uiți în exterior sau să alergi după un cățel, în loc să te oprești și să te introspectezi, să-ți aduci atenția în interior și să cauți, să simți ce diferențe sunt. Ce este acum diferit în emoțiile tale, în corpul tău fizic chiar, în câmpul tău mental, față de zilele obișnuite sau de câteva ore mai devreme. Dacă faci această introspecție, realizezi destul de limpede care sunt diferențele, în ce constau ele și care sunt beneficiile unor astfel de întâlniri. Crezi în niște locuri impregnate cu o energie specială sau care au, într-un mod natural, nu știu, crezi în niște puncte energetice speciale ale planetei? Se vorbește în unele medii despre astfel de vortexuri de energie, cumva comparabile cu chakrele umane la nivelul planetei sau al... Cred că energia aceasta e pretutindeni, nu neapărat în anumite locuri. E vorba de prana, de chi, de mana, de denumirile au fost în funcție de civilizații. Uite, de exemplu, și de mi-aduc diferite. Aminte că Lazarev, unul dintre autorii pe care i-am citit, spunea că, de exemplu, în Tibet este un contact mai bun cu viitorul, ca particularitate energetico-spirituală pe care el o identifica acolo. Da. Sunt cu certitudine spații fizice unde concentrația de mana, de chi, de prana, de energie, de cum s-o numi, cum o numește fiecare în funcție de cultura sa, e bine, această concentrație cu certitudine este mai ridicată. Și atunci profunzimea cu care tu percepi ceea ce se întâmplă, mai ales în interiorul tău, crește, este favorizată. Uite, o să-ți împărtășesc o experiență personală pe care eu am avut-o în urmă cu mulți ani. Am ajuns într-un loc în Apuseni și am coborât o pantă destul de abruptă, aproximativ o oră și jumătate. Cam atât mi-am dat eu timp împreună cu persoana cu care mai eram. Am gândit, dacă facem o oră și jumătate, ne calculasem timpul de întoarcere de la punctul ăla de povărniș, mai aveam de ajuns până în tabără vreo 2-3 ore, în punctul de... Da. De... Și am zis, coborâm o oră și jumătate, probabil vom urca cel puțin în atât, dacă nu mai mult, la o care nu e ca la coborâre. Ok? Era o pantă, nu știu să zic, că la mai mult de 45 de grade, deci era destul de abruptă panta respectivă. Am coborât după ceas cele ore jumătate, era și cam înnorat să ne întoarcem, că să ne prindă ploaia și noaptea pe drum. Luat cu discuții, n-am
consulta ceasul pe mai multe device-uri, adică nu era doar un ceas, era și pe telefon, mă rog. La întoarcere am făcut o jumătate de oră. Da, e interesantă percepția și, timpului. Și de aia îți spun că sunt zone energetice care cumva afectează da. Spațiotemporalitatea. Una am trăit-o eu la noi în țară. Dar nu da. Știu dacă aș mai fi în stare să găsesc exact locul respectiv. Locul. Foarte interesantă povestea, dar avem și noi în țară astfel de spații și întotdeauna spațiul fiind conectat cu timpul, o alterare a timpului e o alterare a spațiului și o alterare a spațiului e o alterare a timpului. Chiar și fizicienii acum nu mai vorbesc de spațiu și de timp diferit, ci vorbesc de o singură dimensiune, dimensiunea spațio-temporală. Și într-adevăr, în astfel de puncte energetice... Mai este, cred că, un al treilea element care este energia. Cred că o anumită concentrație de energie sau nu știu, o anumită calitate a energiei ar putea să modifice parametrii spațio-temporali. Da. Probabil că da. Sunt zone, astfel de zone energetice pe Pământ, unde, de exemplu, munții respectivi sunt alcătuiți în proporție de covârșitoare, de, nu știu, procente 30, 40 sau 50% din cuarț, cristale de cuarț. Și e bine cunoscut faptul că aceste cristale de cuarț au o vibrație foarte fixă, foarte constantă și nu poate fi alterată de alte construcții umane și antene de telefonie. Și atunci, în acele zone cu munți de cuarț, din nou, energia are o altă calitate și stările de introspecție, de meditație, de căutare de sine sunt foarte favorizate și poate și percepțiile pe care le ai legate de spațiotemporalitate, uneori, nu-mi place să le spun diferite, uneori sunt diferite. Pentru că nu neapărat alterate, e un cuvânt cu multe înțelesuri. Aș prefera să le spun diferite, cu siguranță percepția devine diferită. Aș vrea să te întreb, cum se pregătește o călătorie spirituală din experiența ta? Pentru că probabil contează și în ce stare ajungi într-un astfel de loc și la întâlnirea cu astfel de oameni. Da, e... Mult timp am călătorit fără niciun fel de pregătire, ulterior mi-am dat seama că e necesară o pregătire și această pregătire, partea acestei pregătiri și poate cea mai importantă parte este intenția. Intenția cu care tu mergi acolo. E foarte important. E important pentru că ai deja, ți-ai stabilit mental o anumită traiectorie. Ți-ai stabilit ca o anumită potențialitate din infinitatea de potențialități care sunt în fața ta, uneia dintre ele i-ai dat mai multă probabilitate prin intenția ta. Deci e bine când te hotărăști să mergi undeva, să-ți stabilești intenția. Am intenția să. Și atunci practic, această intenție care este tu te duci acolo un magnet, este un factor de atracție, de creșterea probabilității ca sigur. Lucrurile să se întâmple. Iar această intenție e preferabil să nu fie una egoistă. Dar poate fi una de căutare interioară, poate fi una de cunoaștere de sine. De exemplu, intenția cu care eu călătoresc în India de această dată este să aprofundez practica meditației. Pare să fie o intenție egoistă, dar nu este, pentru că odată ce eu aprofundez practica meditației, sunt de folos tuturor celor din jurul meu și tuturor acelora pe care, într-un fel sau altul, am să-i ajut vorbindu-le despre, învățându-i despre meditație, de aceea, într-un final, nu e numai pentru mine însă. Și chiar ar fi bine în intenție, dacă am stabilit acest lucru, să aprofundez practica meditației pentru folosul tuturor acelora cu care interacționez. Iată doar un exemplu sau alt exemplu de intenție poate fi spre folosul tuturor celorlalte ființe. Aceasta e și intenția unui bodhisattva. Sau merg într-un anumit loc să mă cunosc pe mine însumi atât de bine încât să mă eliberez de suferință, să-i pot învăța la rândul meu pe alții. Cum te documentezi? Deci intenția e important să fie una altruistă, nu egoistă. Cum te documentezi pentru o călătorie spirituală, pentru o călătorie inițiatică? Pentru că nu te poți informa astfel încât să-ți fie de maxim folos din ghidurile turistice. Nu te poți documenta. Nu te poți documenta. Oricât te-ai documenta din
izvoarele scrise, să le numesc așa, nu e ceea ce cauți tu, de fapt, când e vorba de căutare interioară. Pentru că, în general, transmisiile de la maestru la discipol, transmisiile spirituale, nu sunt nici măcar verbale. O parte a transmisiei este verbală, dar cea mai importantă parte a transmisiei este nevorbită. E din câmpul maestrului în câmpul discipolului. E o transmisie, dacă vrei, de la inimă la inimă, ca să fie mai pe înțeles. Ceea ce și petrece într-un anumit fel. Și atunci pregătirea unei călătorii turistice se face cu hartea, cu cărțile, cu obiectivele turistice, în timp ce pregătirea unei călătorii inițiatice se face prin liniștirea minții, stabilești intenția, te liniștești, pentru că liniștindu-te te eliberezi de autolimitările, de blocajele mentale pe care le ai și te duci în acest mod într-o stare de receptivitate și de deschidere, care este cea mai importantă condiție când te afli într-un asemenea loc încărcat energetic, în prezența unui maestru cu adevărat evoluat. Să fii deschis și receptiv. Niciun alt fel de documentație nu este nevoie, pentru că oricum te-ai documentat tu pe un nivel al ignoranței pe care inevitabil te afli, al necunoașterii a cine ești cu adevărat și a adevăratei naturii a realității, oricât te-ai pregătit, te pregătești din cadrul limitărilor tale și nu faci decât să îți recombin limitările. De aceea cel mai important este să le lași deoparte, să uiți de cine crezi tu că ești și de ce crezi tu că este lumea și de ce crezi tu că te afli aici și pur și simplu să fii 100% deschis, receptiv și plin de încredere față de ceea ce urmează să-ți transmită spațiul și ființele respective. Aceasta e cea mai bună pregătire pentru o călătorie inițiatică. Uite, am făcut o singură călătorie în India prin 2009 și am mers acolo pentru învățăturile lui Dalai Lama de la Dharamshala, dar în secundar, pentru că erau în jur de 4 ore de învățături pe zi, mai făceam diverse drumeții sau călătorii prin zonă. La un moment dat am mers într-un fel de zonă de retreat a unor inițiații. Și, sigur, era un așezământ, un fel de... seamănă cu o mănăstire, ceva de genul ăsta, nu mai amintesc exact arhitectural cum era, dar undeva pe un deal se spunea că erau niște căsuțe ale acestor inițiații în retragere care nu prea coborau. Eu totuși am luat-o pe cărare în sus, deși ni se spune foarte rar acei inițiați ies de acolo să-și întrerupă retreat-ul ca să dialogueze cu călători, cu turiști. Am urcat până la un punct unde era un afiș că trecerea e interzisă, sunt inițiați în retragere și apropo de intenție, le-am transmis mental, eu am venit... Până aici am acces. Acum veniți voi. Și a venit unul dintre ei. Era ghidul nostru, era foarte surprins, mirat, striga pe toată lumea, hai veniți. La... Și ne-a ținut o prelegere. Ce frumos. O jumătate de oră. Te învățătă. Apropo de intenție. Iată, tocmai de aceea se spune că oricât te-ai pregătit, tu nu poți să cauți un maestru. Nu discipolul caută maestru. Maestru își caută discipolul. De aceea se spune... când discipolul este pregătit, apare și maestrul. Dar vreau să te întreb, în diverse locuri din astea inițiatice, se și folosesc anumite substanțe sau practici din astea? De exemplu, nu am fost, dar înțeleg că în Peru, în zona asta de America de Sud, sunt diverse ciuperci care se consumă și au niște roluri din astea stimulatoare din punct de vedere psihic, al percepțiilor extrasenzoriale. Apropo de Egipt, ei sunt cu șișa aia, sau cum se cheamă? Da, șișa. Și probabil și în alte locuri de pe planetă au diverse obiceiuri, ceaiuri, diverse tipuri de substanțe, de amplificatoare. Ai experimentat astfel de lucruri? Da, în toate zonele sunt astfel de amplificatoare, cum le-ai spus, într-un mod foarte simpatic. Ceaiuri, pipe... Noi avem chiar... în România palinca. Da. E un foarte puternic amplificator al stărilor deosebite de conștiință, dar totuși alcoolul e foarte diferit de... lucrurile despre care vorbeam de mai lucrurile despre care vorbeam. Dar într-un fel, într-o cantitate inițială, el e un dezinhibitor. Dar
partea toxică din el, îi spune cuvântul în momentul în care interacționează cu câmpul nostru și nu se produce deschiderea care se produce cu celelalte ceaiuri. Ne poți povesti unele experiențe pe care le-ai avut sau senzații? Se practică și în Asia, se practică și în Siberia, se practică și în zona egipteană, se practică și în America de Sud și Centrală. De fapt, această practică a folosirii unor substanțe, cum sunt ciupercile, psihoactive sau cum se cheamă ele? Psihotrope, psihoactive. Da. Ideea este că ele deschid percepțiile omului către alte stări de conștiință. Acum, se pare că unele sunt autentice, altele sunt în imaginația noastră. Imaginația noastră, dar am încredere în ceea ce fac cei ce practică aceste lucruri și de mii de ani, și învățătura lor se transmite din generație în generație, din tată în fiu, fie din tată spiritual în fiu spiritual. Și îi poți observa că sunt cu adevărat înțelepți. Poți simți câmpul, poți observa și atitudinea fizică și mentală a celui cu care ai interacționat și realizezi dacă el este într-adevăr o ființă evoluată sau nu. Și am întâlnit șamani, să zicem, pentru că ei sunt cei mai cunoscuți pentru aspectele practici în America de Sud, șamani care cu adevărat aveau o practică îndelungată în acest domeniu. Chiar am întâlnit un șaman renumit în jungla amazoniană pentru nivelul la care ajunsese și într-o discuție cu el mi-a mărturisit că pentru el partea de ucenicie, de învățătură în aceste practici a însemnat petrecerea 7 ani, deci atât că și în alte zone se practică această retragere și ucenicie, deci a reprezentat 7 ani, ucenicia 7 ani de retragere totală, izolare totală în jungla amazoniană, fără hrană, fără adăpost, fără niciun fel de mijloc de trai. Deci o astfel de plecare liberă asumată în junglă, junglă, repet, nu partea cunoscută, locuită sau semi-amenajată de oameni, nu, pur și simplu în junglă, în jungla virgină amazoniană. Și nici nu vreau să mă gândesc în momentul cu ce ai de-a face acolo, ce tarantule, ce șerpi, ce jaguari, ce chiar și țânțarii reprezintă o amenințare, pentru că acolo, dacă nu știi, chiar l-am întrebat de acest aspect cu țânțarii, dar hai să revin. Deci 7 ani a trebuit, și asta a fost doar inițierea lui, ucenicia. 7 ani a stat singur în junglă. Învățătorul l-a dus în miezul junglei și l-a lăsat acolo. Și și-a luat cumva adio de la el. Pentru că, din asemenea ucenicii, unii discipoli nu se mai întorc. Nu cu toții supraviețuiesc. Așa cum și în Egipt, unii discipoli, când erau cât de cât pregătiți, erau inițiați prin, fie în Marea Piramidă, în întuneric absolut și în izolare, într-o anumită cameră, fie în anumite subterane unde aveau de-a face cu ape pline de crocodili și dacă nu aveau pregătirea necesară nu reușeau să iasă din acele situații. La fel și acest șaman, din moment ce am vorbit cu el, a reușit să învețe multe în acești 7 ani stând acolo și chiar l-am întrebat cum s-a descurcat, nu cu jaguarul sau cu șerpii, ci cu țânțarii, pentru că într-adevăr în junglă e o mare problemă cu țânțarii, sunt foarte mulți. Și a zis că a fost silit să afle care sunt substanțele care îi îndepărtează. Și a căutat prin sondaj, prin experiență empirică. A rupt plantele, a fărmat în palme să vadă dacă se mai așează țânțarii. Și a descoperit un copac care alungă țânțarii, nu se mai ating de tine dacă își freca mâinile de coaja respectivă și îți dădea coaja pe piele. Și iată, deci, că stând acolo singur, ești silit să afli, să cunoști. Imaginează-ți câte lucruri poți cunoaște atât despre junglă, despre ființă, despre viață, despre natură, despre creație, despre univers, despre stele, despre tot ce e în jur și despre tot ce este în tine. Pentru că omul este doar microuniversul
macro-universului. Cât te poți afla despre tine în 7 ani de izolare totală, unde ai de-a face numai cu natura. Și omul era într-adevăr de o înțelepciune deosebită. Pot fi astfel de călătorii inițiatice și niște călătorii de vindecare? Mulți oameni pleacă în astfel de călătorii când se confruntă cu un diagnostic mai teribil, medicina tradițională nu le dă multe speranțe și atunci încearcă niște soluții neconvenționale. Sigur. Chiar și medicina alopată contemporană recunoaște faptul că emoțiile și gândurile, mai ales, psihosomatizează. Deci știința medicală actuală recunoaște că bolile din corp, cu alte cuvinte, sunt create de emoțiile și de gândurile noastre. Evident că dacă bolile sunt create de gândurile noastre, emoțiile sunt create de gânduri, deci la rădăcina emoțiilor sunt gândurile. Evident că dacă îți faci curățenie în gânduri, e posibil să îndepărtezi în acest mod cauzele bolilor și atunci boala din corp dispare de la sine. O călătorie inițiatică te pune cumva în oglindă cu tine însuți. Și atunci te privești așa cum ești tu și îți dai seama, mai ales dacă ai un învățător, unde sunt erorile tale mentale. Și odată ce aceste erori mentale sunt îndepărtate, se produce vindecarea. Nu e de la sine, nu e miracol. E pur și simplu cauză-efect. Așa cum boala, dacă o ai la un dat, nu e un ghinion, nici vindecarea nu e un miracol. Boala nu e un ghinion, boala este un efect. Efectul unor cauze anterioare, nu e una singură. De obicei sunt mai multe, chiar dacă una e rădăcină, e un concurs de cauze și de condiții. La fel, în momentul în care umbli la acele cauze și condiții și ai îndepărtat cauzele bolilor, sănătatea și vindecarea se instaurează, se reinstaurează de la sine într-un corp care știe ce are de făcut în acest sens, dacă starea mentală și starea spiritului îi permit să o facă liber, vindecarea și regenerarea și armonizarea. Și da, se produc vindecări, dar nu miraculoase, se produc vindecări, evident, în astfel de locuri și prin practicarea unor asemenea ritualuri și ceremonii de purificare. Însă și prezența unui maestru în preajma ta produce purificarea câmpului tău de anumiți factori perturbatori, dar nu a tuturor. De aceea e important ca tu să fii deschis, să fii receptiv pentru a-l lăsa pe maestru, pentru a-l lăsa pe maestru să te influențeze. Altfel tu rămâi cumva închis, iar el nu interferează cu tine pentru a nu-ți încălca liberul arbitru. Asta nu înseamnă că el face ceva pentru tine, tu trebuie să faci ceva pentru tine. Ei nu fac miracole pentru noi. Ei ne arată ce avem noi de făcut pentru a ne vindeca trupul, câmpul emoțional și mintea. Când este cel mai bun moment în viața unui om de a face o călătorie inițiatică? Ieri. Ieri. Cât nu mâine. Mai... În orice caz, nu mâine. Mâine e răspunsul greșit. Cât mai curând. Cât mai curând. E foarte important. Și e... Practic, perspectiva ta despre viață se schimbă complet, în sensul bun al cuvântului. Nu ar trebui să amânăm deloc momentul. Dacă avem oportunitatea de a face astfel de călătorii și a cunoaște astfel de oameni și puțin spus remarcabili, ar trebui să o facem fără să stăm pe gânduri și fără să ne mai cheltuim timpul, energia, orice formă de energie în plimbări fără semnificație pe temiri unde, de unde uneori ne întoarcem mai obosiți, mai agitați și mai supărați decât am plecat. Îți mulțumesc foarte mult, Gabriel. Aceasta a fost ediția noastră specială de astăzi, Aventuri în jurul lumii. Și eu îți mulțumesc.